Bine, v-am găsit la horoscopul zilei de marți, 10 august. Astăzi are loc unul din aspectele despre care am vorbit în horoscopul săptămânii, de aceea vă invit să-l vedeți și pe acesta. În introducere iau toate aspectele la bani mărunți, vă invit să-l vedeți. Bineînțeles, despre acest aspect am vorbit și în horoscopul lunii pentru fiecare zodie, ori zodia natală, ori zodia ascendentă, ori și natală și ascendentă, depinde ce urmăriți, de aceea vă invit să căutați și aceste filme separate. Vă amintesc că duminică a apărut și oracolscop, adică un fel de horoscop în care ofer trei variante de previziuni, să zicem, legate de nou ciclu lunar care a început la luna nouă din leu de duminică și sunt luate acolo trei segmente de date de naștere. Vă invit să căutați-l, găsiți și pe acesta atașat la acest video, să vedeți până pe 6 septembrie cam la ce vă puteți aștepta din trei puncte de vedere, trei povești diferite în funcție de data nașterii, doar atât, ziua nașterii, nici măcar nu contează luna, zodia, anul, doar data, ziua nașterii mai precis. Din acest moment vă invit să căutați minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă sau și ascendentă pentru horoscopul zilei de marți. Pentru voi, berbeci, ziua aduce o schimbare în program. Aveați ceva stabilit și încolo nu se mai poate produce ceea ce aveați stabilit, pentru că persoanele implicate în povestea voastră se sucesc, se învârt la 180 de grade și nu vă mai dau satisfacție conform programului. Nicio problemă, voi imediat găsiți o altă variantă în plan, poate mult mai bună și o gestionați de minune, încât pe voi nu vă dă peste cap schimbarea asta de agendă. Ceilalți probabil au promis ceva, aveați ceva stabilit la ora de, minutul de cu o anumită persoană sau mai multe persoane și schimbarea asta lor este un fel de, nici nu știu cum să-i spun, mică răzbunare acestor persoane împotriva voastră. Poate un fel de a vă da vouă o lecție, poate un fel de a vă arăta vouă că nu sunteți voi șefi. Deci un pic de aroganță din partea acestor persoane de a face ei cum vor lucrurile. Poate planurile erau ale voastre și de aceea aceste persoane se succesc ca să vă arate vouă că nu voi sunteți șefi. Dar norocul vostru este că sunteți și mai puternici decât ei și mai pe poziție decât ei. Și nu vă pierdeți cu firea, ci dimpotrivă, schimbarea pe care și voi o faceți în urma schimbărilor se va dovedi a fi o palmă tot pentru ei. Pentru că ceea ce faceți voi în schimb este motiv de fericire, apare ceva mult mai bun pentru voi, o șansă și mai interesantă, încât nu o să vă mai intereseze faptul că ei v-au schimbat program. Foarte bine, bine că aveți un as în mânecă, nu trebuie să le dați lor satisfacție că v-au condus ei pe voi, pentru că tot voi până la urmă veți găsi o soluție net superioară și s-ar putea să regrete într-un final că n-au făcut echipă cu voi, pentru că iată, vouă v-au ieșit treburile atât de bine și ei au schimbat macazul zicând că așa își arată ei puterea în fața voastră, dar nu le merge pentru că voi aveți altă variantă și mai interesantă. Pentru Taur este o zi un pic dezamăgitoare, pentru că niște planuri pe care vi le-ați făcut cu niște persoane cam pică. Pică în sensul că ce părea a fi, ceva ce părea a fi negativ, ceva similar berbecilor probabil, ceva ce părea a fi negativ din punctul lor de vedere, în cele din urmă va oferi o alternativă mult mai interesantă. Sau mai bine zis, ceea ce aceste persoane vin la voi și se plâng și se autocompătimesc și găsesc tot felul de motive că nu le convine, faceți voi cum faceți, aveți un dar aparte de a le ridica lor moralul. Bun, poate vă strică vouă pe moment cheful, buna dispoziție, dar reușiți să-i motivați atât de bine, să îi faceți să zâmbească, să-i faceți să spere din nou, să-i faceți să nu vadă în motivul ăla de supărare dezastru lumii, ci dimpotrivă să se agațe, să se ridice înapoi la lumină. Ca tare, rolul
salvator al zilei vă aparține. Voi sunteți eroii acestor persoane. Da, poate sunteți de ajutor unei persoane bolnave, unei persoane care și-a pierdut speranța, unei persoane care suferă din dragoste. Sunteți acolo. Îi ridicați moralul, îi vorbiți despre viitor în tonuri foarte roz, optimiste, entuziaste, tonice. Și asta îi ridică pe acești oameni înapoi de la pământ. De fapt, voi le demonstrați, probabil chiar pe propria voastră piele, că niciodată un eșec nu rămâne un eșec. Plângi o zi, plângi două, plângi trei, dar pe urmă te ridici și găsești din nou ceva bun la orizont. Asta faceți voi acum. Începeți să le vorbiți despre viitor, astfel încât să-i faceți pe acești oameni, care momentan par picați în prăpastie, să-i faceți din nou să spere, să creadă, mai bine zis, într-un viitor bun. Nici vorbă să plângeți alături de ei, nici vorbă să îi compătimiți ca ei să rămână acolo în prăpastie, ci dimpotrivă. Le vorbiți despre ziua de mâine în cele mai interesante tonalități, astfel încât și ei să înceapă să creadă din nou în vremuri mai bune. Gemenii au în preajmă persoane care cer de la voi verdicte, informații, adevăr. E ca și cum voi trebuie să interveniți în treburile altora, dar cu lucruri foarte certe, nu cu păreri, nu cu opinii, nu cu speculații, ci cu fapte, date concrete, lege. Poate aveți chiar rol de mediator, negociator, arbitru, judecător, omul de la mijloc într-un conflict, pe semne într-o dispută. Dar voi nu țineți nici cu unul, nici cu altul, nici cu o tabără, nici cu alta. Sunteți acolo, imparțiali, încercați să nu auziți, să nu vă lăsați influențat de nimeni, pentru că chiar e nevoie de o astfel de analiză. Așa sau așa, stânga sau dreapta, cine are dreptate? Norocul vostru este că sunteți doldorade de informații, știți foarte multe lucruri din domeniul acela în care trebuie să vă dați cu părerea. Și cine vă are azi în preajmă are foarte mult de câștigat, pentru că știe că ceea ce emiteți voi este realitate, este adevăr, lege, date concrete, scrise, negru pe alb undeva. Și astfel aveți ocazia de a vorbi despre părerea voastră în situația asta cu două variante, dar vă place, voi sunteți ași în domeniul comunicării și cu atât mai ași sunteți, cu cât informația asta pe care voi o emiteți e necesară, dorită, cineva stă cu ochii și așteaptă de la voi verdictul ăsta, părerea asta, punctul vostru de vedere, știind că e just, ăsta e cuvântul, just. Unde interveniți voi e justețe, e judecată corectă, că până acum lucrurile, adevărul, era pasat dintr-o tabără într-alta și nimeni nu ajungea la un consens. Interveniți voi ca un fel de mediator și puneți pe toți cumva față în față, dar oferindu-le opinia voastră. Compromisul e oferit de voi, răspunsul e oferit de voi, soluția salvatoare care nu aparține niciunia nici altuia, ci cumva la mijloc ca să restabiliți bună înțelegere. Race s-ar putea să se afle într-un mediu destul de populat, dar mai ales predominant feminin. Aveți în preajmă surori, prietene, mama, bunica, soacra, prietene feminine sau poate chiar voi aveți o atitudine, chiar dacă sunteți bărbați, aveți o atitudine ușor feminină sau mai bine preocupări feminine. Poate faceți mâncare, poate faceți curățenie, poate faceți chestiuni de femeie. Ori pentru a-i ține, vorbesc aici de bărbați, ori pentru a o înlocui pe soția voastră, femeia din viața voastră, care din diverse motive este foarte ocupată și jucați voi și rolul ei de mamă, gospodină și așa mai departe, ori aveți astfel de, voi sunteți, nu uitați, race, au o latură ușor domestică, ușor maternă, să zicem așa, și vă puneți foarte bine în valoare aceste calități femeiești, materne,
de mamă, de... Da, ciudat, chiar dacă sunteți bărbați. Bun, dacă sunteți femeie, cu atât mai mult vă puneți pe voi foarte bine în valoare prin latura voastră fragilă, sensibilă, dar nu fragilă la modul plângăcios, la modul neputincios, dimpotrivă. Sunteți o femeie foarte cu picioarele pe pământ, care știe ce spune, știe ce face, știe ce vrea. Veniți cu niște soluții. Da, dacă sunteți femeia din casa, familia voastră, voi veniți cu niște soluții practice la care bărbatul nu s-a gândit. Ciudat, se cam inversează rolurile. Bărbatul rac are atitudine mai degrabă de femeie, în timp ce femeia rac preia și o oarecare latură practică, pragmatică, materialistă a bărbatului. O combinație de energii, dar care sunt necesare uneori. Mai ales dacă sunteți o femeie, hai să zicem o femeie singură, trebuie să vă descurcați. Vi s-a ars un bec, vă descurcați, schimbați becul. Vi s-a stricat ceva prin casă, puneți mâna pe șurubelniță și faceți. Vorbesc de femeie aici. În timp ce bărbatul, exact invers. Nu e soție în preajmă să vă spele o rufă? Puneți voi mașina de spălat. Deci e o inversare a rolurilor de voie sau de nevoie, dar vă descurcați de minune. Pentru lei, norocul vine astăzi din două direcții. Dar știți cum e, dacă vine din două direcții, să nu cumva să le ratați. S-ar putea să fugiți după doi iepuri, zicând, wow, îi prind pe amândoi, e și ăla, pot și așa, pot și așa, pentru mine e floare la ureche. Și aveți tendința de a vă juca un pic cu șansa, cu norocul. Și nu întotdeauna a vă juca cu norocul vă asigură succesul. Poate vi se pare un noroc prea facil, prea ușor de obținut. A, pentru mine doar trebuie să vreau și lucrul ăla este al meu. Nu fiți chiar atât de siguri. De aceea, când apare o ocazie, nu mai fugiți după a doua imediat. Puneți imediat mâna pe cea care apare, că în cazul în care, să zicem, aveți de mers pe două căi, nu o să puteți merge pe amândouă căile. În cele din urmă, una trebuie aleasă. E, voi aici aveți tendința de a vă implica în două relații, de a aștepta bani și de acolo și de acolo, de a... Nu. Încercați să nu vă jucați cu șansele. A le jongla, așa spunând că le aveți la dispoziție mult și bine, nu e în avantajul vostru, ci puteți să le ratați pe amândouă la urma urmei. Deci, dacă tot vi se oferă două variante, alegeți imediat. Nu amânați, nu așteptați, că este un tren care trece prin gară acum. Nu trec două trenuri prin gară. O să treacă și al doilea tren, dar nu vă puteți baza pe asta, e lasă că o văd eu pe care îl aleg. E nevoie de o decizie destul de bruscă, rapidă, fermă, în momentul când se ivește, că s-ar putea să aveți această tendință de tergiversare, de amânare, de gândire la asta, că mai am timp, berechet. Sentimentul ăsta că am timp, berechet, e o mare eroare, că nu aveți timp, berechet în ceea ce aveți de făcut acum. Norocul trece acum, trenul ăla trece acum prin gară. Vi se pare că sunt două trenuri în gară, dar nu e decât unul. Pentru fecioară, ziua de 10 august, aduce alături oameni cu care vă face plăcere să fiți. Oameni cu care comunicați extrem de ușor, oameni cu care petreceți momente frumoase, relaxante, ca de vacanță poate. Poate un motiv de ieșit în oraș, de socializare, poate vin vești de la persoane dragi că urmează să vă întâlniți, da, poate suna telefonul din plin astăzi în care primiți astfel de informații despre oameni dragi vouă. Printre aceste informații s-ar putea să fie și vești bune legate de o viitoare căsătorie, de o viitoare vizită, ori voi către acele persoane, ori acele persoane către voi. Pot apărea vești legate de o mutare de domiciliu, ori a voastră, ori a altor persoane dragi. Deci, contactele pe care le aveți cu lumea largă aduc la urechile voastre vești foarte bune despre viața de familie. Repet, ori viața voastră de familie, ori viața altora de familie, dar evenimente din acelea de top fericite. Și tocmai pentru că sunt fericite, toată lumea simte nevoia să le
împărtășească, să le răspândească în lume, încât și voi ceea ce auziți imediat transmiteți la alții. Nici vorba să fie bârfă asta sau nu, e veste bună. Dacă tot ați auzit despre o prietenă că se mărită, imediat ați umplut WhatsApp-ul de informații pe tema asta. Multe vești bune legate de viața de familie, de undeva din lumea asta apar. Despre mutare în casă nouă, despre nașterea unui copil, despre viitoarea căsătoria cuiva, despre momente reale de fericire. Poate nu vă aparțin, asta e interesant, poate nu sunt motivele voastre de fericire și le transmiteți altora. Ajung la urechile voastre astfel de evenimente și vă bucurați realmente ca și cum ar fi ale voastre. Pentru balanțe, e o luptă ciudată între ce spune inima și ce spune mintea. Poate pentru că o relație în care sunteți implicați, că e prietenie, că e relație de iubire, trece printr-un moment mai ușor tensionat. Ușor tensionat. Nu e un conflict acolo, nu e un război, nu e altceva decât o ciondăneală. Ca între îndrăgostiți, da, cred că ăsta e cuvântul. O hâra de aia, ba da, ba nu, ba eu, ba tu, chestii de astea banale care vin din partea cealaltă. Voi sunteți mai degrabă calmi, liniștiți, încercați cel puțin să fiți așa. Dar din partea celuilalt vin tot felul de atitudini astea infantile, copilărești, prostești, ca într-o joacă, ca într-o distracție, fără nimic agresiv la urma urmei. Vă certați ca doi copii pe o jucărie, ca doi adolescenți de la nimica toată, dar fiți sigur că orice dispută, oricât de ciudat ar fi, deși, repet, nu e agresivă, tot cu dragoste se rezolvă, sunt ciondăneli normale în orice relație la urma urmei. Dar cu cât e ciondăneala mai pasională, cu atât poate fi împăcarea sau explicațiile sau revenirea la normal mai plăcută și mai de suflet. Fiți sigur că o astfel de situație, bun, și poate să nu fie vorba neapărat de iubire, poate să fie o relație la fel bazată pe ciondăneală în familie, cu copiii, cu, între frați, nu știu, dar tot flecuștețe de astea care vă animă spiritele, dar tot la urmă prin dragoste, printr-o vorbă bună, printr-un zâmbet, printr-o glumă, se poate reveni la o stare de echilibru care vouă vă place. Scorpionii sunt foarte preocupați de chestiuni materiale pentru că se anunță niște evenimente în perioada imediat următoare legat de niște bani. Poate urmează să primiți niște bani, poate urmează să semnați un contract, poate urmează să vindeți, cumpărați ceva, dar se pare că vorbiți de sume măricele acolo, nu sunt sume mici, nu sunt cheltuieli cotidiene, par să fie cumpărături din acelea pe care de câteva ori în viață vi le permiteți, gen o casă, o mașină, mobilă nouă, cine știe ce lucru vreți să vă cumpărați și probabil folosiți această zi pentru informare și umblați prin magazine, prin site-uri de specialitate, faceți comparații între prețuri, cereți tot felul de oferte pentru că vreți să luați cea mai bună decizie. Și posibil chiar să găsiți astăzi o variantă foarte atractivă pentru voi. Casa visurilor, mașina visurilor, cine știe, poate puneți preț foarte mult și pe aspect, ca atare banii pe care îi aveți sau vreți să-i cheltuiți de acum încolo, să țină de imagine foarte tare. Hainele pe care le puneți pe voi, telefonul pe care le aveți, vreți așa un pic să ieșiți în evidență, să epatați prin măcar un artificiu acolo de bunăstare și de prosperitate care să vă pună într-o lumină bună. Din, cu totul alt punct de vedere, tot banii pot fi una din preocupările voastre și vreți mai mult. Căutați o cale de a crește veniturile, ceea ce poate să însemne căutarea unui job mai bine plătit. Să cereți angajatorului o mărire de salariu. Deci voi clar ridicați ștacheta. Și ori voi cereți asta, ori printr-un mare noroc chiar vine către voi o propunere profitabilă de la care aveți mari așteptări. Da, ceva promițător se arată la orizont. Urmează să vină bani, cereți mai mulți bani, vi se oferă mai mulți bani, deci poate fi o creștere financiară, dar care parcă nu
puneți mâna astăzi pe ea, ci e ceva așa de perspectivă, dar totuși garantată. Săgetătorii primesc astăzi o veste, probabil. Aveți o discuție cu o persoană dragă. La discuția asta are un rol ușor ultimativ, să zicem așa, drastic. Vă invită un prieten, un coleg, o persoană iubită la o discuție care vouă, inițial vă dă mari speranțe. Wow, cine știe ce o să mi se spună. Nu fiți atât de siguri că s-ar putea ceea ce vi se spune să fie o ușă trântită în nas, un refuz, un rămas bun. Gen, vă cheamă șeful la raport, dar vă cheamă drăguț, amabil. Hai până la mine să stăm de vorbă. Și voi vă duceți acolo plin de emoție și de bucurie că urmează să vă spună ceva de top. Și când acolo vă spune, știi, ar cam trebui să eliberezi terenul. Bun, duc la extrem lucrul ăsta, dar ceea ce voi credeați inițial că va fi o vorbă bună, o împăcare, o veste, o ofertă, o șansă, pare să fie de fapt un refuz, o negație, un eșec la urma urmei. Ceva care pe moment clar vă taie toate căile, vă dezamăgește, mai mult decât atât. În situații mai rare, probabil, discuția pe care s-ar putea să o aveți astăzi cu cineva drag poate să fie o propunere de divorț cu partenerul, o despărțire în plan sentimental, o separare, deci pare să fie ce nu vă așteptați. Da, poate fi o veste neașteptată care vă lasă fără replică, fără direcție, dezamăgire. De aceea nu vă, dacă urmează, primiți un telefon gen hai să discutăm sau hai să ne întâlnim, nu vă așteptați la ceva colosal, fantastic, ci rămâneți rezervați. Mai bine stați rezervați și va fi bine decât să vă duceți acolo cu sufletul încărcat de emoție, de speranță, de optimism, de entuziasm și să vi se desumfle balonul. Rămâneți pe poziție până în ultima clipă, că s-ar putea ca ceea ce pare atractiv, plăcut, frumos la prima vedere să se dovedească a fi o mare lovitură sub centură, bineînțeles pentru unii. Capricornii sunt pe ultima sută de metri a unui proiect, dar care v-a lăsat fără energie, fără resurse, nu mai puteți, gata, până aici v-a fost, încât bine ar fi să, dacă tot sunteți la final, să lăsați lucrurile așa o vreme. Luați-vă o vacanță, faceți o pauză, un răgaz, pentru că aveți nevoie de reîncărcarea bateriilor. Nu puteți să vă apucați imediat de ceva nou cât timp bateria e descărcată. Lăsați câteva zile să se încarce la loc bateria aia. E ca la fântână. Ați udat grădina, eu așa pățesc uneori, ud grădina până ajung cu apa din fântână la final. Și pe urmă mă întreb de ce nu mai curge apă. Păi trebuie să se umple la loc fântâna. Asta trebuie să faceți și voi acum. Dacă tot s-a încheiat o etapă din viața voastră, mai ales că sunteți terminat. Ați rămas fără resurse, ați tras tare, ați obosit, v-ați asumat prea multe. Deci, astăzi e bine să faceți un efort, să încheiați ultimele detalii ale unui proiect. Nu vă apucați imediat de altceva nou. Gândiți-vă doar la ce ați făcut până acum, pe ultimele retușuri, înainte de a-i pune punct final. Și după aceea nu vă mai gândiți o vreme, că sunteți epuizat, extenuat, stresat, la pământ din punct de vedere fizic mai ales. Și finalul ăsta va fi binefăcător pentru voi. Să vă relaxați, să vă detașați de tot ce a fost, fără a vă gândi deja la ce aveți de făcut de mâine încolo. Nu vă mai gândiți. Câteva zile. Până spre final de săptămână, bine ar fi să vă bucurați de faptul că bine că s-a terminat, că erați și voi prea tracasat de această situație și după ce veți simți că vă veți fi încărcat cât de cât bateriile la loc, vă puteți gândi și la noutăți. Pentru vărsători,
E o zi în care ajung la urechile voastre tot felul de vorbe, contradictorii, gen zvonuri, bârfe, păreri din toate direcțiile, și albe și negre și da și nu, care vă debusolează complet. Nu mai știți ce să credeți, nu mai știți pe care informații să vă bazați, voi aveți o părere și tindeați către da și încolo vine ceva care vă spune că ba nu și de aia sunteți într-o totală derută. E ca atunci când aveți două păreri ale doi medici. Unul zice că e o boală, unul zice că nu e boala aia. Ce faceți într-o astfel de situație? Vă termină, nu știți pe care să credeți. E, și când zic medici, poate fi vorba de orice altfel de specialist, de părere, de coleg, de... Clar, sunt viziuni total diferite. Și nu prea puteți face, nu puteți clarifica, limpezi situația. Care e de fapt? E așa sau e așa? Bazați-vă un pic pe intuiția voastră, mai ales cea de peste noapte. Știți că noaptea e un sfetnic bun. S-ar putea să nu dormiți, toată o parte din noapte să nu dormiți cu gândul la cele două variante pe care le aveți la dispoziție. O fi da sau o fi nu. Și până la urmă tot mintea voastră o să stea și o să analizeze și pe stânga și pe dreapta, pe parcursul nopții, încât s-ar putea mâine dimineață să vă treziți cu ideea limpezită, cu soluția găsită, cu răspunsul oferit. De undeva, din intuiția voastră, din vis, din univers, vine către voi părerea cea mai bună. Ca atare, dacă sunteți într-o mare zonă de derută, de nebuloasă, nu știți care e calea, soluția într-o anumită problemă, diseară când vă culcați, cereți un pic de ghidare, rugați-vă, cu alte cuvinte, ca a doua zi dimineață sau peste noapte, dacă tot va fi o insomnie prelungită, să vi se limpezească aceste două variante pe care le aveți la dispoziție. Că momentan nu credeți nici că-i da, nici că-i ba. E și da, e și ba, dar oarecare. Și probabil peste noapte, cum spuneam, se va clarifica așa un pic mintea voastră, că e clar o analiză foarte profundă acolo și multe griji și multă bătaie de cap, dar într-un final, tocmai pentru că voi cereți această ghidare de sus, unul din cele două talere ale balanței între care voi oscilați acum va atârna mai greu și veți putea spune mâine dimineață, asta e pentru mine. Și am ajuns și la pești, care au o zi destul de superficială, de jucăușă, de amuzantă poate chiar. Așa ca de vacanță, parcă ați fi copil. Copilul din voi vrea un pic de divertisment. Și dacă nu aveți treburi foarte serioase pe rol, chiar vă veți permite această jucăușenie. Năstrușnicii, șotii, glume. Poate chiar aveți un pic de chef de distracție și ieșiți undeva. Poate sunteți, indiferent de vârsta pe care o aveți, parcă lăsați copilul din voi să se manifeste liber, să facă ce nu face de obicei. Dacă sunteți la mare, vă dați cu banana sau vă dați în parcul de distracții. Dacă sunteți la munte, vă suiți pe o stâncă, cum face și copilul vostru. Deci faceți lucruri total anapoda vârstei pe care o aveți, dar vreți să le faceți. Vă simțiți liber, vă simțiți parcă ați întinerit peste noapte. Și această atitudine așa de tânăr pus pe șotii se poate manifesta în orice plan al vieții. Sunteți deschis spre aventură, spre lucruri nemai făcute înainte. Da, lucruri nemai făcute înainte. N-ați sărit niciodată cu parașuta, o faceți acum. N-ați mers niciodată la discotecă, o faceți acum. Vreți să vă încercați cumva limitele, puterile, dar totodată fiind foarte tânăr, sufletul, spiritul din voi, clar, e foarte tânăr, indiferent pe vârsta pe care o aveți, vă comportați precum un puști dornic de escapade, de ciudățenii, sport extrem, joacă, divertisment. Și bine faceți. Și mai ales dacă aveți în preajmă oameni mai tineri decât voi, poate de asta
reduceți și voi vârsta. Voi, să zicem, aveți 50 de ani, dar aveți un nepoțel de 15. Și vă invită la această distracție și vă place de minune. Faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut. Vă comportați precum un puști fără limite, fără frică. Ce dacă aveți o vârstă? Nu contează. Lăsați copilul din voi să se manifeste liber, că s-ar putea, datorită acestei libertăți de care vă bucurați, să aveți o zi excelentă. Asta e ziua de 10 august, ne vedem și la horoscopul de mâine, dar nu uitați de toate celelalte care vă așteaptă pe site. O zi bună vă doresc!